Salut, mă numesc Maxim, astăzi aș dori să rezolvăm integrale prin metoda integrării prin părți. Prima integrală este așa, x, e la putere x, dx. Aici avem nevoie să notăm x egal cu u, e la x, dx egal cu dv. După formula integrală u dv, avem egal cu uv minus v integrală din v du. Și deci în cazul nostru vom obține așa, x, e la putere x minus integrală din e la x ori x derivat care este 1, deci e la x dx, care va fi egal cu x e la x minus e la putere x plus constantă. Următoarea integrală este integrală din x sinus x dx. Aici din nou avem nevoie să notăm x egal cu u, sinus x dx egal cu dv. Deci v este integrală din sinus x dx, adică v este minus cosinus x. Și vom avea așa, minus x cosinus x plus integrală din minus cosinus x dx. Deci este minus x cosinus x, minusul de sub semnul integralii iese în față, va fi minus integrală cosinus x dx. Adică minus x cosinus x plus sinus x plus c. Integrală din ln x dx este egal cu. Aici ln dx egal cu u, du egal cu dx supra x. Și dx egal cu dv, adică v egal cu x. Obținem x ln x după formula integrării prin părți, plus integrală din x dx ori 1 supra x. Deci este x ln dx plus integrală din dx, deci va fi x ln dx plus x plus c. Sper că această lecție îți va fi utilă, succes ție la matematică!